revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul avocat Florian Angelo. Am început emisiunea noastră cu un strop de subiecte de nivel central, însă datorită intervențiilor noastre, pentru care vă mulțumim, am trecut foarte repede pe probleme de plan local și o să continuăm în acest ritm. Una dintre telespectatoarele noastre... Poți să mă rog? Sigur. Eu mai sunt furios de ceva și măcar 5 minute să rezerv la sfârșit. Cum să nu? Da? Cum să Mersi nu? Frumos. Sigur că da. O să lăsăm timpul acela pentru eterna mea întrebare de sfârșit. Ce vă place la... Îl înlocuim, da? Da. Așa. Nu. Nu? Îți răspund Bun, cu cea mai mare plăcere. Lăsăm, eu știu, 7 minute. Am primit un mesaj din partea unui telespectator care spune: Hristos a înviat, am crezut că va fi bine, dar după cum o ducem, suntem dezamăgiți, iar despre economie și legislație, dezastru, semnează familia Mihai. Da, cam oftat și domnul avocat în timpul pauzei publicitare când am primit mesajul. Este adevărat, sunt multe semne de întrebare, sunt Eu multe sper să nu fie familia Mihai, să nu fie din sistemul sanitar, pentru că acolo chiar este dezastru. Nu sunt din sistemul sanitar, este vorba despre o familie care ne trimite pe emisiune de emisiune mesaje, pentru care mulțumim tare mult. M-am bucurat chiar să-i cunosc personal, am stat de vorbă cu doamna într-o zi pe stradă. Sunt pe partea aceasta a contabilității, a finanțelor. Și aici și a început să cu se certitudine simte. Simt foarte clar cum stau lucrurile. Deci avocații, doctorii și contabile nu au oamenii bani, n-au nici ei. Da, când automat. De la cine să ia. Automat. Una dintre telespectatoarele noastre care a intervenit mai devreme, domnule avocat, vorbea despre nebunia asta cu transbuzul, cu biletele de autobuz în speță. Cred că nu mai știe nimeni cu certitudine cum se circulă, pe bază de ce programe sunt la ghișee, la autobuze, de unde mai poți lua autobuzul, unde să te duci. E o nebunie totală. Părețele de socializare, oamenii își exprimă nemulțumirile în ceea ce privește costul biletelor la șofer. Iar șoferii sărmane se scuză în fel și chip, încearcă să explice oamenilor că asta este. El este, din punctul acesta de vedere, unul care doar vinde biletele. Dar și aici este, cum adică, la tonetă e 2 lei și la șofer e 3 lei? Nu știu. Cum? Care este rațiunea? De ce au făcut așa? De ce tonetele alea sunt deschise, așa cum remarcai, o perioadă scurtă de timp? Ce faci? Îți iei ca și în orașele mari pachetelul de bilete ca să fii sigur că nu te faci de râs în autobuz când Eu ai bilet? Eu am o mare problemă legată de treaba asta cu bilete de 2 lei, bilete de 3 lei și o să vă adresez o întrebare pe care cred că și-o pun foarte mulți telespectatori. Vă spun despre ce este vorba, dar îmi răspundeți după ce preluăm telefonul. Vreau și eu să știu cum vor explica curții de conturi, de exemplu, această, de conturi, sau, eu știu, unei instituții care ar veni să controleze sistemul ăsta de ticketing. Dar cine naiba să bagă la transbusul de la Buzău, pentru că e o discriminare între cele două prețuri. Da? Și o să vedem cum se poate rezolva. Haideți să preluăm telefonul. Alo, bună seara! Salutările, bună seara! Vă ascultăm, bună seara! Bună seara și domnului avocat Angelo. Bună seara! Îmi cer scuze, eu nu pic neapărat pe problema biletelor transbus. Nu e nicio problemă. S-a mai discutat despre ele. Se pare că, într-adevăr, nu trebuia procedat așa. Se vor găsi soluții în imediata vreme, știu eu, astfel încât să nu mai fie probleme. Problema mea este următor. Vă întreb, domnul avocat Angelo, în condițiile în care se tot spune de asociații de locatari, care, printre altele, ne apără nouă proprietarii de apartamente, așa cum le-am cumpărat, cum am putut fiecare, suntem obligați să fim membri acestei asociații. Cunosc situații, eu locuiesc undeva în cartierul Drăvan Stoi, cunosc situații în Buzău, în care un bloc, într-un bloc, eu locuiesc într-un bloc cu 4 nivele, într-un alt bloc, undeva în imediat apropierea Dacii Felix, banca Dacia Felix, sau acum se mai Unicredit, sau cum se mai numește acum, există bloc care s-a deplasat total de la ce înseamnă asociația de locatari. Atâta timp cât pe scară sunt deja montate contoare de gaz, sunt
contoarele de energie electrică, în condițiile în care aș pica de acord cu colocatarii mei din acest bloc să punem și apometrele afară pe scară, ne putem rupe de asociația de locatari sau nu? Deci eu am stat la un bloc cu patru nivele ca și dumneavoastră, aceea lângă Banca Transilvania, asta centrală, lângă catedrală, lângă Bisericuța Copiilor. Și am făcut chestiunea respectivă. Ne-am făcut o asociație de proprietari separate de toată nebunia de acolo. Dar e obligatoriu să te constitui într-o asociație de proprietari? Da, că pentru administrarea condomeniului sunt niște dispoziții legale destul de concrete. Și ne-am debranșat. Toată lumea este debranșată de acolo. Cum? Se poate și la nivel de bloc? Păi n-ai auzit că am făcut la nivelul blocului respectiv. Ok. Și ne-am debranșat toată lumea. Dar să știți de acum. Da, bătaia de joc cu apometrele continuă. Da. Adică a continuat chiar dacă ne-am debrașat. Pentru că tot timpul între consumul locatarilor sau între suma consumilor de la apometrele proprietarilor și apometru de la bloc era o diferență formidabilă. Și, mă rog, am încercat noi să facem tot felul de chestiuni, dar ni s-a spus, domnule, probabil că sunt unii care consumă și care nu au asta este reglată. Un alt aspect. Același lucru se întâmplă și dacă suntem toate. Sigur că da. Dar vreau să spun că am rezolvat celelalte probleme cu gazele, cu încălzirea centralizată, dar cu apometrele... Aici și la noi suntem la fel. Deci, în blocul meu, dacă vreți, toți suntem deplasați. Atât de la apă caldă, de la... rămâne doar apa rece, mă rog, restul avem centrale, ne rezolvăm singuri problemele. Da. Faceți-vă asociație separat. Vă mulțumim frumos. Cu plăcere. Și noi vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Revenim la subiectul nostru, domnule avocat, cu privire la Transbuz și la diferența asta de preț între bilete. E nejustificată, nu știu de ce. Da, eu nu înțeleg până la urmă cum se tipăresc, cum se comandă, dacă e stabilit prin hotărâre de Consiliu Local faptul că prețul pentru o călătorie este 2 lei, eu de ce să cumpăr de la șofer cu 3 lei, măcar nu mai oferă posibilitatea aceasta? Și încă o întrebare absolut pertinentă. Dacă cel care are abonament... Da? Exact. Plătește practic în abonamentul respectiv o călătorie de 2 lei și are abonamentul, nu se mai duce la ghișeu să cumpere biletul. Eu dacă găsesc ghișeul închis și mă urc în autobuz și vreau să scap de amendă, de ce trebuie să-l cumpăr de la șofer cu 3 lei? Nu știu, asta este o prostie ce au făcut ăștia de la Transbuz, ca și cea pe care am spus-o de la emisiunea anterioară. Mărăcinenul plătește 3,50 lei și săpoca plătește 3,50 lei. Diferența însă din punct de vedere al consumului și al distanței este evidentă. Nu știu, au făcut fără cap și fără coadă chestiunea respectivă, ca și așa, să zicem, intenție de a mai cumpăra alte autobuze în afară de cele care sunt. În ultima vreme, datorită unor împrejurări personale, am văzut și la 6 dimineața și la 6 și jumătate, și mai târziu, toate locurile ocupate cu oameni. În autobuz. Dar rar, deci la diferențe din asta sau la intervale de timp care erau justificate pentru că se ducea lumea la serviciu sau venea la serviciu din afara orașului. Dar să mai cumperi altele, ce să le faci? Și unde să le mai trimiți? Să le trimiți la Monteori, așa cum spuneam, cum discutam la emisiunea anterioară. Nu știu, cred că păi acolo... Păi asta se ia în calcul, deci cele 25 de autobuze se vor cumpăra în ideea că alte 5 comune vor intra în asociația aceasta și vor beneficia de transportul local. Probabil că acele trasee vor fi singurele cât de cât rentabile. Pentru că restul n-au cum să fie rentabil. Cele din oraș sunt catastrofale, indiferent că vei face biletul și, pe urmă, să dai hotărâre de Consiliul Local și să spui că este costul unui bilet 2 lei, fără să faci, sau baza unui studiu tehnic. Eu m-am uitat și eu pe expunerea de motive a hotărârii respective. Este... Da, nu are rost să mai fac aprecieri pentru că vom ajunge la promisiunea că am 5 minute și atunci mă fac din nou sicofant în ceea ce privește pe Toma. Pentru că asta, situația la Transbuz se datorează ideilor și ceea ce vrea el să facă din Transbuz.
pentru că altfel nu se explică cum de asemenea harababură și la bilete, și la numărul de autobuze care vrei să le cumperi. Toate astea sunt de un heierupism, în sfârșit, discutăm atunci. Corect, așa este. Un alt lucru pe care l-am constatat, anunțam înainte de sărbătorile pascale cu surle și trâmbițe, că s-a reluat sesiunea de plombări, s-a demarat curățenia de primăvară. Eu mărturisesc că am lipsit în perioada sărbătorilor din Buzău, m-am întors însă marți după amiază, au trecut și sărbătorile, ieri, miercuri, m-am cam plimbat prin oraș, astăzi de asemenea am făcut destul de mult teren, însă nu prea am văzut nici echipele de plombare, nici echipele pentru curățenie. Nu mai fi nimerit eu în zona în care trebuie, dar totuși sărbătorile au trecut, n-ar trebui să intrăm mai în forță ca să terminăm totuși odată acțiunile astea? Ce să fac? Uite, tot la top ajungem. Toată forța de muncă pentru, să zicem, curățenie este dusă acolo, la calea eroilor. Și aici iar al tâmpenie, pe care eroilor nu va locui niciun cetățean, persoană fizică, sunt numai instituții. Dar acolo da, se da, lucrează... Da, e cimitirul eroilor acolo. Sigur că da. Dar acolo se lucrează intens și probabil că tot ceea ce era disponibil din punct de vedere al forței de muncă este dus acolo. Pentru trotuare, pentru ce Dumnezeu i-a mai dus acolo. Însă, spuneam încă o dată, chestia asta cu curățenia de primăvară, dar nu există așa ceva, numai la comuniști este așa ceva. În rest, curățenia este un proces permanent și serios. Nu, așa cum spuneam, dai cu cisterna pe mijlocul benzii carosabile și rigole și bordura de la centru e plină de praf, de nisip în continuare. Deci curățenia este o chestiune permanentă. M-am bucurat că au dispărut chiștoacele de țigări. E adevărat că am mai văzut în trafic la Carrefour unde se stă din nou din cauza tâmpeniei, pentru că altfel nu pot să-i spun că nu se face stop pentru pieton, nu pentru mașini. Unul care a zvârlit și el ca un orășan ce se află, chiștoacele ocupă pe fereastră. Dar curățenia, din acest punct de vedere, trebuie să aibă cu totul și cu totul alte, să zicem, mijloace cu care să le realizeze. Spun încă o dată, nu știu care este rațiunea în cartierul acesta, nu știu cum se numește, cartierul dinspre Chimica de acolo. Un cartier de case pe pământ. Sunt două mașinuțe, două aspiratoare de la cele, care se plimbă și ele pe niște străduțe laterale acolo, unde oricum este curățenie, pentru că acolo nu se circulă decât destul de puțin. Și nici măcar nu mai funcționează, că aveau două perii în față care mergeau pe lângă rigolă și mai spre centru axului străzii respective și un aspirator. Aspiratorul nu mai funcționează de mult, doar periile care împrăștie sau strânge mizeria respectivă sau o duce la rigolă. Ceva de genul acesta ar trebui să reprezinte curățenia, nu de primăvară, ci permanentă, în care utilajele se facă respectiva curățenie. Nu cetățenii salariații de la Urbis cu mătura cu din tomberonul ele și cu tomberonul, da. Iar asfaltarea sau plombarea se face, dar cum să spun eu, exact ca acolo pe care l-am mai văzut la emisiunile și la știri, cu Dorel care ia lopata din, și cu lopata din roabă și pune în gaură și trece cu cilindrul respectiv. Deci eu așa am văzut deocamdată. Da, și noi. Am înțeles că au venit totuși niște utilaje noi la Urbis, abia așteptăm să le vedem și noi pe traseu, să vedem cum funcționează, cât despre faptul că echipele care ar fi trebuit să se ocupe în această perioadă de lucrările din municipiul Buzău, spuneți dumneavoastră că ar fi relocate pe ceea ce se va numi Calea Eroilor, nu știu neapărat dacă e un lucru rău. Până la urmă, înțeleg că zona aceea va fi cumva un model de bune practici pentru tot orașul. Adică buzoienii vor avea posibilitatea să vadă cum se vrea arăta întregul oraș. Ce vorbești, dar de ce nu vine Toma pe străduțele astea unde n-a pus cine
trebuia să pună trandafiri, n-a pus cine trebuia să pună copaci. Eu mi-am pus doi tei, al treilea s-a uscat și văd că au venit ei și l-au completat așa. Păstrăduțele astea laterale sunt, cum să spun eu, o feerie de flori, de, în general trandafiri, aranjate, îngrijite de locatari. Da, de cei care au trotuarul respectiv. Dar acolo se ține curățenie pentru că nu se circulă, iar trotuarele sunt un dezastru pentru că s-au crăpat și s-au demolat de mult din punct de vedere al duratei de existență al îmbrăcămintei asfaltice. Deci, curățenia, dacă vrei să o faci, fă acolo unde este necesar. Nu te împrăștia și mai ales nu te strădui să faci mai mult decât este capabilă, să zicem, structura respectivă. Mai avem două mesaje venite din partea telespectatorilor. În parcul Marghiloman, locul de joacă este deplorabil, cu pericol real de accidentare a copiilor. Statuia nou inaugurată este frumoasă, dar soclul este deja un pericol. Au ieșit cuiele cu care a fost prinsă mocheta. Dacă aveți posibilitatea, sesizați, vă rog, și protecția consumatorului. Mulțumim în numele copiilor, semnează domnul Ionescu. Ne notăm și noi și vom și sesiza, vom și merge să vedem care este situația acolo. Cuiele acelea, nu știu dacă ar avea ce să caute, chiar o să mergem și o să vedem despre ce este vorba. Iar un alt telespectator spune așa: telespectatorul care a sunat interesat de înființarea asociației pe bloc poate să o facă dacă toți proprietarii de apartamente sunt de acord cu semnătura și să nu aibă datorii la vechea asociație. Iată, un aspect extrem de important. Domnule avocat, ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii, așa cum v-am promis, vă dau posibilitatea să ne spuneți de ce mai sunteți furios și, bineînțeles, și întrebarea mea de final, da? Eu nu știu cât își mai bate joc Toma de inteligența buzoienilor. Mergeam într-o zi, acum zilele trecute, și la un post de radio central, aud, și chiar și la televiziune, dacă nu mai e, o televiziune centrală, îl văd pe Toma, mamă, entuziasmat, face el un proiect extraordinar, nemaipomenit, face solarii în curtea liceilor, dumne, sau în curtea școlilor, care au excedent, n-ai văzut? Nu. Deci, eu am văzut la nivel național. Dumnezeu, chiar asemenea, cum se spune, paranoia, domnule. Numai ca dar să apară la... Dar de ce e un lucru rău? Care... Dar tu te gândești la ce vrea să facă individul ăsta? Păi gândiți-vă că pe vremuri copiii gândesc? De la liceul agricol, de exemplu... Așa, au lot separat. Da. N-au cum... Deci un solar, n-ai cum să-l pui într-o curte de liceu, pentru că un solar rezonabil, ca să poată să vadă copilul cum să pune roșia și așa mai departe, are o anumită dimensiune și are un anumit, cum se spune eu, sens... ca să poată să fie vizitat, să îi explici copilului. Primul aspect, suprafața este... Dar nu, aspectul juridic, omul ăsta s-a gândit vreodată ce scoate pe gură, domnule. Nu se poate o asemenea nesimțire să te adresezi țării și să zică proiect pilot la Buzău. Vai, ce nenoroc, e extraordinar. Eu mă merg cum chiar nimeni n-a sesizat imbecilitatea care a scos-o pe gură. Unde face asemenea... Nu, legislația ai studiat-o, maestru? Să-mi spune și mie dacă a consultat măcar un consiliu de administrație a unei școli. O școală este administrată de un consiliu de administrație. Corect. Da? Care are gestiunea la tot ce este în curtea școlii respective. Cine-i preia lui în gestiune chestiunea respectivă? Da? Cine a preia tot ce este de inventar în școala respectivă? Păi asta spune. A consultat consiliile de administrație la liceurile sau... Școlile care au excedent... Poate e vorba despre o miniseră, o seră în miniatură. Da, dar asta înseamnă costuri și vrea să le facă pe banii europeni. Altă tâmpenie. Dar, mă rog, să zicem că îi izbutește. Care este cadrul didactic, pentru că cineva trebuie să răspundă, să ia gestiunea bunului respectiv. Ora de biologie. Deci, eu n-am știință și nu cred să mă înșel să existe profesori de biologie. Sunt numai profesoare de biologie. Îți imaginezi pe doamnele respective lăsându-și pantofii cu toc sau fără toc la cancelare și luând gumare ca să ducă în solar? Da? Și ce realizezi? Îi vezi tu pe ăștia care s-au născut pe asfalt, mă rog, tineri din școlile gimnaziale și din licee. Îi vezi tu pe ăștia ducându-se și lucrând în solar?
Pentru ce să lucreze în solar? Nu știu dacă să lucreze, dar să studieze n-ar fi o idee? Ce să studieze? În ora de biologie? Să observe, eu știu. Da, în ora de biologie. Deci să faci o asemenea investiție ca să plimbi copiii în ora de biologie, să spui, uite, asta este celula care a făcut și s-a făcut și a rădăcină, tulpină și așa mai departe. Asta este o justificare? Spune-mi, ăla care stă ore întregi în fața calculatorului, mă refer la copiii de vârsta respectivă. Păi care... dacă nu încercăm să... Eu chiar nu știu ce... speța, dar ca asta părinte nu mi-ar displăcea vezi, ca la prima vedere copii asta, la ora de biologie să meargă într-un astfel de spațiu și să observe decât să stea cu cartea în față sau cu tableta, că mai nou învățăm pe tabletă. Nu... Văd că s-a fâsit și chestia asta cu tableta. Da, dar, da. Bun. Ce are în plus copilul ca și... Ce dobândește în plus faptul că vede pe viu o roșie sau tulpină de roșii cu roșii și așa mai departe. Cine le îngrijește? Alea trebuie să îngrijite? Eu am renunțat în urmă cu câțiva ani să mai pun roșii pentru că nu mai pot să stau aplecat de spate ca să plivesc. Aveam picurător la fiecare fir de roșie. Cine cârnește, cine copilește, cine cârnește, cine le leagă și așa mai departe. Cine se ocupe de așa ceva? Vai, aduce specialist de la Legumicula ca să ce? Înfiază un specialist, un solar la un liceu și vine și el din când în când și le dă sfaturi copiilor. Cine muncește? Pentru că într-un solar se muncește zi, lumină, dacă vrei să faci ceva. Pentru că dacă vrei să faci un solar, nu poți să-l faci cu erbicid, nu poți să-l faci cu azot. Trebuie să-l faci cu îngrășământ de care... Natural. Mai oameni buni. Individul ăsta s-a gândit vreo clipă la ce înseamnă asta, dar pornim de la chestiunea strict legală, pentru că asta e meseria mea. Un consiliu de administrație, în afara faptului că trebuie să supună aprobării în cadrul consiliului înființarea și luarea în gestiune, că asta este... Bine, dar poate a fost o idee promovată și ulterior a fost discutată. Știi, când am mai auzit și chestia asta, au luat 10, nu știu, persoane de nu știu care calificare, 10 de nu știu care calificare. Și ce să facă aia? Proiectul îl face, este fezabil, sigur că da. Problema este cine sau de ce să facă așa ceva, pentru că problemele sunt astea. Doamna profesoară să se intre cu gumare acolo, că trebuie să dai cu săpăliga, sau angajezi un om ca să se ocupe de chestia asta. Da? Pentru că spun încă o dată, nu dai cu erbicid, dai cu săpăliga, plivești și așa mai departe. Legii, cârnești, copilești, cârnești și așa mai departe. Cine să facă așa ceva? Da, eu cred că am cunoștință de vreo 2-3 domnii, de fapt doamne directoare, că văd că domnii directori au dispărut, numai doamne sunt. Ei, mai sunt și câțiva domni. Eu nu-i știu, dar mă rog. Și o să întreb, păi fraților, aveți teren excedentar? Nu, bineînțeles că cel puțin liceele, că sunt, câte licee sunt în Buzău, în municipiu? N-am cifra exactă, dar... Sunt 6 licee marșilate. Există spațiu excedentar? Păi, această inițiativă deșteaptă, ca să nu zic imbecilă, se lovește de proiectul Ministerului Învățământului de a face sportul disciplină de bacalaureat. Păi ce faci? Ei din terenul de sport? Și așa, nu, dar am putea să luăm din cele ce? Cu care am eu o mare problemă. Din terenurile de sport acoperite pe persoane, alte persoane decât cele din școli și uite așa i-au văduvit păi pe copii de terenul de sport. Nu poți să le iei pentru că sunt contracte acolo. O să mă documentez și eu cu privire la acest aspect și o să mai discutăm această problemă. Întreabă, doamne, de biologie care au o singură preocupare. Predă 2-3 lecții și pe urmă dăm test. Păi dai test sau te duci în solar? Păi poți să dai testul și în solar, este proba practică. Domnule avocat, mulțumesc tare mult. Mai am două mesaje pe care le citesc foarte repede. Dacă mergeți cu trenul și nu vă cumpărați bilet de la casa de bilete și de la conductorul de tren, veți plăti același preț pe bilet? Păi nu, dacă nu cumpăr bilet de la casa de bilete, primesc amendă în tren. Și nu plătești prețul corect cu amendă împreună. Un alt telespectator spune, doamna reporter, rog instituțiile chiar DNA să intervină în spălarea de bani de la Transbuz, cum s-au făcut angajări, cum se sifonează banii și deficitul pe ultimile luni. Domnule avocat, mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea și în această seară. Uite, o listă întreagă de subiecte aveam pregătită și pe plan național. Din păcate, însă, n-am reușit să abordăm și aceste aspecte. Mai avem timp și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc tare mult. Seară bună. Cu plăcere, bună seară. Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor. Punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, o seară minunată. Vă doresc, la revedere.